De ce să nu fii prinsă în jocuri în cuplu? Rolurile se extind la modul în care ne trăim viața. Poți juca deseori rolul salvatorului și să fii de folos sau să vrei să ajuți, să ai grijă, adică să domini și să controlezi altă persoană prin această modalitate. Un alt rol este cel al persecutorului. Femeia este decisă să găsească vină, să atragă atenția asupra ei și să îndrepte lucrurile. Furia din copilărie vrea să o facă să se răzbune acum în prezent. Poziția de victimă este un alt rol, fără alte opțiuni, fără putere, mereu la dispoziția și bunul plac al celorlalți. Oricare din aceste trei lor roluri vă menține frica, neputința și furia, distanțându-vă, de fapt, de adevărata voastră personalitate, autenticitate și adevăr. Alege un proces de vindecare emoțională pentru a te întoarce către tine cu autenticitate, cu curaj, cu asumare, reconstruindu-ți propria structură de personalitate.